Salutare tuturor, mă numesc Răducu și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Bitcoin and Crypto astăzi. În această seară vreau să vă dezvălui un mic secret sau un truc al, din punctul meu de vedere, specific unui trader avansat din punct al analizei tehnice. Și acel truc este întotdeauna când vreți să analizați un grafic, indiferent de ce domeniu este, că este stock, că este o acțiune românească, că este o acțiune americană, că aur, nu știu, orice criptomonedă, ca în cazul nostru, azi vom analiza Ethereum, acum 2 sau 3 zile am analizat Bitcoin. Trucul este să începeți întotdeauna cu graficul de pe time frame-ul cel mai mare și vom începe cu graficul weekly. Deci fiecare candlestick este reprezintă o săptămână. Și așa cum v-ați obișnuit deja, eu folosesc o anumită metodă destul de complexă, dar foarte precisă, numită Elliott Wave, și vom începe etichetarea acestui trend ascendent. Și vom începe să etichetăm acest val, pentru că o să vedeți cât de important este să știm unde ne aflăm și unde se va duce prețul în orice moment. Și aceasta este cam singura metodă din toată analiza tehnică în care îți arată acest lucru. Patru până cumva cinci aici. Punem culoarea roșie. Scoatem acest showwave. Showwave roșu, da, punem vizibilitatea. Hai să vedem. Weekly, daily, da. Daily vom debifa. Asta e prima oară când fac și eu acest lucru pe această platformă, sper să mă descurc. Vom pune Millennium. Deci, conform acest numărător, s-a finalizat 3 valuri. Aceste valuri, observați, acest trend descendent este format și el, dar unul său, din mici urcușuri, coboroși, iar prețul a urcat, iar a scăzut, iar a urcat, a scăzut, iar a urcat. Și acest lucru este ușor de văzut și haideți să vă și arăt din punct de vedere Elliott această numărătoare 2, 3, 4, 5. Punem aici culoarea galbenă, punem sub Millennium, punem culoarea galbenă, că este un grad inferior acestui grad roșu, da? Pardon, punem roșu mai sus, invers. Roșu este cel mai important și cel mai mare. Și haideți să, la fel, să bifăm și acest daily weekly. Ah, deja este bifat perfect. Mă rog, nu vrea să stea cum vreau eu și ca să nu pierdem timpul nici al meu, nici al vostru, o să lăsăm așa. Ah, ce nu-mi place. Bun. Acest val 3 este finalizat și din punctul meu de vedere se creează un expanding flat sau măcar un flat, astfel încât prețul ar trebui să ajungă undeva prin această zonă. Și vom vedea pe graficul daily dacă mergem. De fapt, haideți să vă arăt și această numărătoare. Unde ești, unde ești, unde ești? Avem AU, avem 0, A, B, C. Vom debifa acest wave din setting. Era pe aici un wave, corect. Debifăm. Și avem 4 și ne așteptăm ca prețul de la
de la 4800 prețul să cadă, ceea ce s-a și întâmplat. Mergem pe graficul daily. Da? Și avem acest grafic, avem B-ul. Aici avem un ABC și haideți să vă și arăt. Unde ești? Unde ești? Vom pune acest albastru, o să lăsăm și mai facem încă un ABC. ABC, vom pune data asta altă culoare și vom coborâ și gradul. Să spunem că punem acest lila sau violet. Coborâm și să vedem, ne punem Super Cycle cam mic. Atunci o să deschidem culoarea, probabil, cel mai deschis. Ah, ce frumos se vede, bun așa. Bun. Și acum vom coborâ spre valul C. Valul C este format și el, de se pare că este un pattern destul de complex. Mergem pe graficul de 4 ore pentru a-l vedea mai bine. Avem C-ul aici. B-ul mai sus, mă rog, nu vrea să stea. Și atunci avem această numerătoare. Vom pune zero, de fapt, trebuie acolo A, B, C. Sau haideți să punem direct, ca să nu vă încurc prea mult, vom pune finalizarea acestui grad, și anume este un grad, un pattern complex. Avem W, B, X, Y. Haideți să punem mai mare. Doamne, nu știu ce are astăzi. Punem sub Millennium. Acest X este format din A, B, C, D, E, într-un triunghi corectiv. Cei care cunosc Elliott, sper că l-ați observat rapid. A, B, C, D, E. Punem culoare, altă culoare, să punem verde, să fie diferit. Vom scoate acest editing. Poate vouă vi se pare plictisitor, dar să știți că Elliott Wave este extrem de precis, datorită numerătării fiecărei val și subval, fiecărei creșteri și descreșteri, pentru că fiecare creștere și descreștere ne arată, spunem, albastru. Se vede foarte frumos. Ne arată încotro prețul se îndreaptă și unde se poate finaliza. Acesta este această cădere. În momentul când a căzut aici, am spus pe 5 februarie și puteți verifica pe canalul meu de YouTube Bitcoin în Cripto Astăzi, undeva pe 5 februarie, dar nu intrăm acum, puteți verificați voi. Am spus că prețul va intra într-o mișcare laterală și de lungă durată, și apoi prețul va cădea, ceea ce s-a și întâmplat. Și putem să vedem foarte ușor acest lucru. Mergem cumva pe graficul de H1. Haideți să bifăm H4. Să vedem cum era, cum am făcut noi aici. Setting, da, punem graficul de H4, debifăm. Asta nu știu ce înseamnă, H4. Lăsăm și nu știu ce înseamnă 1 ăsta. Lăsăm graficul de o oră, să fie 1 cum era și aici. Ce am mai bifat acest E, să punem și acest numerotare specifică,
acestui triunghi, verificăm secundele, minutele și lăsăm acesta și mergem pe graficul de UH1 și cu aceasta ne oprim aici. Hai, puiule. Da? Și vedem că din nou prețul după acest range care l-am prezis zi de zi, zi de zi pe canalul meu de YouTube, puteți să vă uitați în urmă, am prezis în continuare căderea în timp ce alții vedeau Bitcoin-ul la stele. Bitcoin-ul a căzut și cam a fost singurul care am dat această cădere. Haideți să numerăm și acest val. Și avem foarte frumos, nu aici, aici. Mergem și în continuare pe acest numărătoare 0, 1, 2, 3, 4, 5 îl vom pune aici. Haideți să punem o altă culoare, să spunem că punem culoarea tot albastră, săracă. Așa. Și acum 2-3 zile am dat că prețul va cădea, ceea ce s-a și întâmplat. Dăm puțin zoom mai mare. Și acest 5 încă nu este finalizat din punctul meu de vedere. Prețul va mai cădea după o scurtă corecție. Și de ce spun acest lucru? Pentru că dacă mergem și în profunzimea acestui căderi, avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hai să punem o altă culoare, coborând grad, nu știu, punem minuet și punem altă culoare să nu semene cu același grad 4. Și vom pune, ce vom pune? Alb nu putem pune. Ia să vedem această culoare. Da, este bun. Hai, hai, hai. Bun. Ne oprim aici, că nu prea vrea să, nu prea vrea să stea unde vreau eu. Deci, după o astfel de cădere pe care am prezis-o și hai să vedem graficul de acum două zile, asta înseamnă pe 4 ianuarie, mergem la Ethereum. Ia să vedem Ethereum, uitați săgeata în această zonă al valului 4, am prezis că prețul va cădea destul de mult. S-a întâmplat exact ce am și spus, prețul a căzut, să spunem, în jur de 14,5%. Eu am intrat short și am câștigat bănuți frumoși pe această cădere și mă aștept la acest scenariu și haideți să bifez pentru, opa, așa, aici. Acum o să atașez acest wave pentru a vedea în continuare scenariul pe care eu îl preconizez în următoarele ore, probabil că la noapte, probabil că mâine vine sau probabil în weekend, prețul va urca și va merge în lateral, va crea un pattern corectiv, fie simplu, fie complex, încă nu pot da seama pentru că nu s-a finalizat nici măcar valul A, corespunzător acestui val 4 principal și din această zonă, probabil, hai să trasez și această zonă în care prețul consider că nu va trece. Se vede? Hai să punem ce culoare. Ce cred că se vede roșu, da? Dăm zoom-ul ca să-l vedem mai mare. Acest 3 trebuie să stea aici. Perfect. 4 acolo este perfect. Coborâm. Deci în următoarele ore și chiar zile mă aștept ca prețul să meargă în lateral așa cum a mers. Vedeți? Avem 4 aici care a mers destul de mult în lateral. Avem aici un alt subval 4 foarte mare. Deci prețul a mers în lateral în continuu la acest val 4. Mă aștept și aici
să meargă cumva într-o formă sau alta. Punem și un nume așa. Punem și 5-ul, punem și Y-ul. Și din această zonă mă aștept nou ca prețul să scadă și apoi un bine meritat long de mare durată. Dar vom analiza acest long doar când prețul a ajuns aici la 4, apoi s-a finalizat acest pattern corectiv care încă nu știu ce formă va lua, apoi prețul l-aștept să coboare și undeva la finalizarea acestui val 5 și dacă prețul începe să urce, voi analiza întregul grafic și vom vedea unde, până unde va urca acest trend ascendent, dar în principiu să rețineți că așa se face o analiză tehnică profesionistă. Întotdeauna se pleacă de la graficul monthly, weekly și se coboară daily, H4, H1 și pentru cei care tranzacționează și Forex, știu foarte bine ce vorbesc. Pentru că pe Forex, dacă vrei să scalpezi și să intri cu bani foarte mulți pe graficul de 5 minute și chiar pe graficul de 1 minut, este obligatoriu să intri pe direcția trendului, că altfel ești mâncat în următoarele secunde și pierzi foarte mulți bani. Dar la cripto nu ne interesează să scalpăm, noi vânăm 15, 20, 50, 100, 1000 de la sută randament. Și nu ne interesează graficele mici, de aceea eu și nici nu voi coborâ vreodată mai mult de o oră. În Forex, da, în Forex acolo analizez chiar graficul de un minut și poți intra cu mult mai multe loturi și ai un profit extraordinar de mare și de frumos dacă prețul îți atinge targetul. Dar nu este cazul pe criptomonezi. Aici nu cred că am mai salvat pentru a relua. Ia să vedem. Parcă visibility. Ora este bună, ar trebui să debifez aici. Nu știu cum să fac, chiar nu m-am gândit înainte. Pentru că dacă dau acum pe graficul H4, o să dăm zoom mai mare. Da, se vede, dar e mult mai bun pe graficul de H1. Sau dacă mă duc pe daily, se vede o mâzgâlitură, sau pe weekly, nu este corect și de aceea trebuia să bifez sau debifez, am încercat, dar mă gândesc. Dar ideea, ați înțeles-o, datorită acestor numerători, eu pot ști dinainte ce se va întâmpla cu prețul și aceasta este predicția mea pentru următoarele ore și chiar zile. Această predicție am dat-o chiar de undeva de pe 6 decembrie și ea s-a împlinit întru totul. Deja suntem în 6, pardon, pe 5 decembrie. Până acum am avut dreptate cu analiza mea. Sper ca în continuare prețul să mai urce și să facă un range, o mișcare laterală, un sideways, cum spun americanii, și de să mai coboare și undeva din această zonă, la 3100, chiar 3000 round number, prețul să urce. Dar vom vedea zilele și orele următoare. Am vrut să analizez special doar Ethereum, așa cum am făcut-o și pe Bitcoin, să nu mai analizez zi de zi 7-8 criptomonezi doar pe graficul de H1, așa cum am făcut pe Bitcoin, cum am făcut pe GDD pe criptomoneda noastră românească, acum voi face pe Ethereum și voi evident o puteți urmări în timp evoluția prețului și să vedem dacă acest scenariu se va adeveri. Eu cred că da, eu oricum am ieșit short de aici, am închis toate pozițiile, atât pe platforma Forex care o am unde am și criptomonezi, cât și pe Binance unde am Binance Futures și îmi permite să intru la vânzare și voi aștepta răbdător finalizarea acestui val 4, indiferent ce formă va lua, fie poate să ia această formă de triunghi, fie poate să ia o astfel de formă de zigzag, de
flat, de pattern complex. Vom vedea și din nou, voi intra la cumpărare, pardon, voi intra la vânzare din 4 spre 5 și din nou să mai câștigăm niște bani pe Ethereum. Dragii mei, aceasta este analiza pentru această zi. N-am mai reușit dimineața să fac analiza zilnică și mă gândesc să merg pe această variantă de a analiza fiecare zi câte o criptomonedă și nu să fac fiecare dimineață analiza zilnică pe cele 4, 5, 6 criptomonezi, Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash. Poate vă este mult mai ușor așa. Să vedem cum reacționați și voi. Vă rog să-mi scrieți în comentariile voastre cum vă place cel mai mult, fie în această variantă de a analiza câte o criptomonedă și să dau ca și target în viitor apropiat un traseu sau în fiecare dimineață, mă rog, în funcție când am eu timp, că am și afaceri și nu prea pot sta la calculator dimineața. Și deci una din aceste două variante. Probabil că mie mi-ar fi mai ușor așa să analizez în fiecare zi câte o criptomonedă și voi să o postați undeva sau vă uitați pe video din când în când, vedeți ce a făcut, dacă prețul a ajuns aici și dă semnal de short, voi să intrați. Când prețul a ajuns aici, voi să intrați long și să nu vă spun în fiecare zi, pentru că dacă sunt zeci, sute de criptomonezi, nu am cum să le acopăr în fiecare zi pe toate. Dar voi vă uitați în timp și vă alegeți ceea ce vă doriți din tot ceea ce fac eu, evident pe stilul vostru de tranzacționare, așa cum știți voi să intrați în piață, conform analizei tehnice, fără analiza tehnică, piața cripto și forex și oriunde ești mâncat imediat, piața nu te iartă dacă greșești, așa că trebuie să fii foarte calculat, foarte precis. Uitați ce frumos avem și aici suport, suport, suport. Consider că prețul nu va trece de acest 3621. Dragii mei, cu aceasta am terminat analiza pe astăzi. Vă doresc o seară minunată, relaxată, frumoasă și evident spor la bani și așteptăm cu răbdare mare finalizarea acestui subval 4 și apoi vom vedea când și cum prin graficul de H1 la câteva ore veți urmări și voi acest traseu și din nou încă un short pentru valul 5 din 5 galben, 5 albastru din Y. O seară minunată, numai bine!